Bun venit la un nou live. Astăzi o să ne jucăm Dream League Soccer. Am rămas că am fost descalificat din UEFA League și am câștigat până la urmă. Am câștigat și am intrat în Junior Elite Division. Adică uitați aici, am intrat în asta și noi suntem între Juventus, Liverpool, cele mai bune echipe, Atletico de Madrid. Așa, întâi trebuie, noi nu suntem pe aici, cele varze, cele mai varze, cum se cheamă, echipe. Și noi dacă pierdem vreun meci din nou, noi nu o să mai, o să picăm acolo în trei echipele cele mai rele. Și noi trebuie să facem tot posibil să câștigăm și să nu pierdem nici măcar un meci. Avem cu Atletico, stați un pic, nu, Atletico de Madrid, Real Madrid și trebuie să le batem. Barcelona, noi am luat de la Barcelona ieri, aseară, adică tot pe live, 1-0 și am fost descalificați din cauza ei și tot trofeu de aur am luat și am câștigat. Noroc că am câștigat cu echipele alea mai slăbuțe așa și am putut să ne calificăm în cele mai bune echipe. Dacă nu, trebuia să fim între cele mai rele echipe. Și așa că trebuie să facem tot posibilul să marcăm câte mai multe goluri. Dacă sunt formă băieții noștri și să vedem dacă putem câștiga și această divizie. Vă dați seama, să fim calificați să câștigăm și titlul. Am luat bataie la Barcelona. Se poate așa ceva. Din greșeală am luat bataie la Barcelona. În ultima fază a dat gol. Niță nu era în formă. Poate astăzi Niță e în formă și putem marca cât mai multe goluri și să nu luăm niciun gol. Claudiu Cișeru, nu e offside. Bo, Andone, apără portar. Stai să dau un puțin pe pauză să văd cum se vede live-ul și să vă citesc mesajele. Hai, pentru live-ul ăsta să ne strângem cât mai mulți. Hai să vedem cât putem să ne strângem pe live-ul ăsta. Mult noroc să vă strângeți cât mai mult. Că avem toată echipa din România. N-am putut să-mi pun echipamentul. Dar o să încerc eu cu echipamentul. Și o să încercăm. Hai să dăm la noi aici, pe canalul meu. Și să dăm dacă suntem live și se vede bine. Deocamdată am văzut că se vede bine. Dau stop. Hai să vedem cât vă strângeți pe live-ul ăsta. Dați share. Dați distribuie să intre cât mai mulți. Pe Instagram, pe Facebook. Hai să începem. Florin Gardoș. Lovitura de la peste poartă, Constantin Budescu nu-i prea în formă și o să-l schimbăm în al doua repriză dacă de ceva nu e în formă. Constantin Budescu, Bogdan Stancu, Florin Andone. Să vedem dacă poate marca Florin Andone. E în formă portarul lor. Mihai Pintili. Șut bun al lui Mihai Pintili, dar intervine bine portarul și apără. Constantin Budescu din la marginea care nu câștigă în duel la cap. Hai să vedem cât puteți să vă strângeți pe live-ul ăsta. Marchează Bogdan Stancul. Prima dată a dat cu capul, apăra portarul. Și după
un șut fenomenal cu portavoara. Fiți atenți. Șut bun al lui Bogdan Stancu. Încercăm și nu prima repriză. Constantin Budescu, nu mai schimbăm. Și îl băgăm pe Pușcaș. Pușcaș, marcatorul nostru de aseară. Îl băgăm în locul lui Florin Andone. Că e foarte bun acolo. Cred că meciul viitor, să zicem, că îl bag în locul lui Florin Andone să văd dacă face mai bine decât stați puțin să dau share eu la video asta să vă strângeți cât mai mult. Stați, trimite așa pe Facebook că suntem live și să dați un pic că ne-a apărut o eroare aici și trebuie să dăm din nou și dăm pe Facebook. Stați un pic că merge greu netul și trebuie să fac, dacă îmi face figuri ca aseară, promit că închid live-ul și nu mai fac. Stai un pic să dau aici, să scriu. Ne-am strâns pe care. Stai să pun aici și postează. Să vedem dacă suntem cât mai mulți pe live-ul ăsta. Așa vreau eu, dacă dăm și intrăm să jucăm. Florin Gardoș. Pușcaș în locul lui Florin Andone câștigă duel la cap. Să vedem dacă ajunge tot el la mingea Constantin Budescu. Peste cap Mihai Pintili. Bun cap dacă era pe poartă, nu. Constantin Budescu. Bogdan Stancu, golul cu numărul 2, marcat tot de el din aceeași fază. Marcatorul meciului, Bogdan Stancu. N-a fost niciun meci în afară de ăla cu Barcelona fără să marcheze Budescu vreun gol. Budescu, Bogdan Stancu. Chișeru. Marchează Claudiu Chișeru. Bogdan Stancu. Claudiu Chișeru. Șutează Claudiu Chișeru. Pușcaș marchează. Marchează Pușcaș în locul lui Florin Andone. Marchează și Pușcaș. În repriza în locul, am bagat repriza a doua în locul lui Florin Andone. Salut. Constantin Budescu apără portarul
și trimit, respinge în corner. Tot Budescu. Mă uit, știu că joacă, dar nu știu cu cine, dar joacă Steaua astăzi. Știu, Steaua joacă, Forța Steaua. E foarte bună, mai ales Gnoiere, îmi place cel mai mult de acolo. Altul nu-mi place și asta e, multă baftă la Steaua, o să câștige cu 3-0. Eu cred că câștigă 3-0. Marchează Claudiu Chișeru. 5-0. Cu Astra. E varză Astra. 5-0. Eu cred că câștigă cu 5-0. Cât avem noi scorul final. Terminăm cu 5-0. Jucăm cu Valencia. Zlatan. Îl vedem pe Zlatan Ibrahimovic aici. Nu luăm că noi ținem doar români, cei mai buni români. N-are cum, e foarte bună Steaua, dacă pierde și acum, e varză. Dar eu sper să câștige Steaua. Sperăm. Hai să-i dăm viață la tot și să-l agrabdăm pe Claudiu Chișeru. Și hai să-l băgăm pe Pușcaș în locul lui Florin Andone, să vedem dacă face ceva mai bine decât, joacă ceva mai bine decât Florin Andone. A, câștigă mai mult de 3 la 1. Câștig oricum. Hai să-l băgăm în locul lui Pușca și în locul lui Andone. Și Andone să stea pe margine că nu prea țin eu cu Dinamo. Eu mai mult țin cu Viitorul. Țin și eu puțin cu Steaua, dar mai mult cu Viitorul. Nu știu de ce, că îmi place mult Viitorul. Îmi place și Steaua, dar mai puțin așa. Hai să jucăm cu Valencia. Echipă bună. Mele nu îl are, nu mai l-are pe, cum îl cheamă, Nani. Am auzit că nu mai l-are pe Nani. Viitorul? Nu cred. Că a bătut-o pe Steaua 1-0. Ah, am continuat-o prea în față și au ratat. Asta e. Mai ratează și om. Știu, s-a dus la Lazio. Credeam că la Valencia, că nu prea m-am uitat la fotbal și acum ne-am dat seama că pleca la Lazio. Ne-am adus aminte. Chișeru. Valencia. Nu-i cine știe ce, dar are jucător bun. Bogdan Stan, Chișeru. Apără ceva portalul ăsta. Credeam că nu apără și apărăm. Peste poartă. Ca de obicei, peste poartă. Chișeru, Claudiu Chișeru. Pierde mingea, o recuperă din nou. Pasă lui Pușcaș, recuperare bună și marchează Pușcaș. Știm că nu câștigăm nimic, dar
Zicem și noi că câștigă, că pierdem și... Salut! Te știu, te știu! Șutează Pușcaș! Bară a lui Pușcaș! Două beri la rând! Bări la rând! Credeam că marchează, da. Maxim. Te știu, te știu. Acum pe toți vă știu aproape. Să vedem dacă am timp să joc Clash Royale, că am treaba aici la Dream League, că trebuie să batem toate echipele, Real Madrid, Atletico Madrid, PSG și așa mai departe. Să vedem dacă îmi ajunge timpul și pot să... Știți și... La ce să-ți dau mod? Salut! Recuperăm mingea și o dăm lui Bogdan Stancu, lui Xero. Pușcaș! S-ar putea să fie noi hat-trick. Au fost două bări și făcea hat-trick și... Ghinionul lui ăsta. Trebuie să câștigi multă experiență și să nu pierzi niciun meci. Eu am pierdut cu Barcelona și trebuie să bat din nou echipele toate cele slabe și avem degeaba, știi? Și am ajuns între cele mai bune echipe, România. N-am câștigat duel la cap. Nici acum. Bogdan Stancu, marchează. La ce să fii activ? Am înțeles. Nu vrei să explici ce mod, la ce mod, la ce să-ți bag mod sau ce? Tu n-am înțeles. Pușcaș. Mod pe YouTube. Câștigăm cu 3 la 0. Câștigăm trofeu? Nu câștigăm nimic. Nu câștigăm trofeu, mă gândeam. Pușcaș, în formă. Jucăm cu Marseille. Să vedem dacă noi jucăm cu echipele alea bune. Sevilla, n-a jucat în Sevilla. Lumea mi-aduc aminte. Noi trebuie să jucăm, cred că aici. Dacă sunt eu pe aici. Nu sunt pe aici. Nu joc eu pe aici. Noi pe aici. Da, Junior Elite Division suntem noi aici. Și noi trebuie să jucăm. Să intrați cât mai mult, dar distribuie la live-ul ăsta să fim cât mai mulți, să ne adunăm cât mai mulți. Să strângem și like-uri și abonați. Dați distribuie.
Lazio l-o bătaie de la Milano. Da, Atlanta l-o bătaie la Southampton. Da, și noi trebuie să jucăm cu asta. Lazio cu asta. Am 4 like-uri până acum. Dați distribuie să strângem pe live-ul ăsta cât e mai multe câți mai mulți abonați și like-uri. Trebuie să găsim. Ah, salut Mihai. Parcă e prima dată când intră pe live-ul meu. Nu te-am văzut din mult, nu te-am văzut din mult pe aici. Și dați distribuie la live-ul ăsta să ne strângem câți mai mulți. 90, să facem unul de 90 român. Dar cei? Atacant. Îl facem acum pe Denis Alibek? Lăsați în comentarii să-l facem pe Denis Alibek. Dăm la români și îl facem pe Denis Alibek și îl bagăm 90 în locul lui Pușcaș sau Florin Andone acolo. Am văzut deja De Gea pe manele. M-am uitat. Foarte tare și să mai pui să câștigi și tu abonați acolo. Dați distribuie la acest live dacă vreți. Denis Alibek, parcă, da, cu D mare, ia să vedem. Denis. Și aici Alibek. Număr 10. Nu e așa, Denis Alibek. Denis Alibek. 6 pe live. Dați distribuie în continuare și să ne strângem cât mai mulți. Dați distribuie. Ok? Dați distribuie. Să ne strângem cât mai mulți pe live. La... Nu cumva e chel, dar noi nu vrem chel. Îl facem așa. Și îl facem negru. Gnoiere, ce-i cu el? Da, Denis Alibek așa îl face. Denis Alibek. Semnăm și îl punem în locul ăla. 90... 93 Alibek. Bun. Bun Alibek. Îl avem în sfârșit și pe Denis Alibek. Dați în continuare distribuie. Stai să dau. Am dat eu. Dați distribuie pe Facebook, pe Instagram, pe ce vreți voi. Să ne strângem pe live-ul ăsta, că e important. E aproape ultima divizie. Să ne strângem cât mai mulți. Andone, să-l punem pe Denis Alibek aici, 93, să vedem dacă e în formă. O să fac neseară, doar în seara asta fac, doar dacă dați distribuie la acest live. Ok? Dați distribuie la acest live. Stai să-i dau o viață la toți. Are viață? Dăm. Viteza lui Denis Alibek. Puțin mai avem. Nu știu de ce e scris pula acolo, că n-are niciun sens, dar să zicem. Nu știu de ce, dar cum vrei tu.
Mie nu-mi place să dau bloc. Nu știu, n-am de ce să dau bloc. Și puteți să scrieți ce vreți voi, că pe mine nu mă interesează, știți? Asta e. Joc Clash Royale doar dacă dați distribuie la acest live. În seara asta vrem să ne strângem. Marchează Denis Albek. A, frate. Denis Albek marchează. În seara asta vreau să ne adunăm cât se poate mai mult pe live-ul ăsta. Și să strângem câte. Stai, câți. Nu sună bine. Nu știu ce. Nu-l dau bloc, că nu-mi place să dau bloc, asta e. Că aș face așa și ți-aș da bloc imediat, știți? Semnal. Eu nu știu programul explicit. Continuu. Pot să-ți dau ca să nu mai intri pe YouTube deloc, da? Nu am de ce, știți? Prima repriză 1 la 0 marcat de Denis Alibek. Hai să jucăm, nu mai schimbăm pe nimeni. Nu dau mod la nimeni, v-am zis. Greșește pasa Denis Albek. Bogdan Stancu, mă apuc Denis. Nu îți dau, nu îți dau. Alexandru Maxim, pasele lui Claudiu Chișeru. Șutează Claudiu Chișeru. Ratează Denis Albek. Nu știu de ce. Dă ca în greu. Știu minge acolo. Sare el într-o poziție și dacă marca, gol celebru. Unul la 0, nu se poate așa ceva, să dăm mai multe goluri, cât ei doar să marcheze un gol și nu era pe fază Denis Albek. Claudiu Cerul ratează, zice. Nu am treaba de asta, dar nu dau la nimeni bloc. Poate să scrie cât de urât, poate să scrie ei. Nu dau bloc. Bogdan Stancu. Pasă lui Claudiu Chișeru. Nu ajunge la minge Claudiu Chișeru. Pintile. Denis Albek. Șutează Denis Albek. E Pele în poartă și apără Pele.
Ne-am făcut penalti după ce am dat cu șutul. A venit el și s-a aruncat la mine aici. După ce am dat. Cum? Bogdan Stancu, șutul lui Bogdan Stancu, imparabil, așa vă vreau. A sărit pe colțul ăla, da, Bogdan Stancu, tot a marcat. 3 la 0 în minutul 90. Să vedem cât prelungiri dă, să vedem dacă putem mai mare, să mare. Paiet e aici? Sâmbapul. Paiet e la asta și nu poate marca. Pa. Nu mai ne dă să facem niciun jucător foarte bun. Acum începem să jucăm cu acele echipe mari. Începem cu Sevilla de aici. Să vă arăt acum. Sevilla scrie aici. Și acum începem să jucăm. De-abia acum începem să jucăm. În partea asta. Sevilla cu noi. Barcelona. Uitați. Joacă. Stoke cu Stoke sau cum se pronunță. Cu Liverpool. Paris cu Juventus. Asta e confruntare foarte bazată. Roma cu Valencia. Tottenham cu Everton, Monaco, AS Monaco cu Manchester United, noi cu Sevilla și o să câștigăm. West Ham asta nu știu, cu Atletico Madrid, câștigă Atletico Madrid, normal. Fiți atenți aici, câștigă Atletico Madrid. Milano cu Torino, nu știu, asta e egal. Atletico Bilbao cu Napoli. Și asta nu-i sute. Nu-i sigur că va câștiga cineva. Milano iar Manchester City. Villarreal cu Atletico cu Real Madrid. Câștigă Real Madrid, forța. Porto cu Swansea sau Soco, nu știu cum scrie, cum se pronunță. Benfica cu Lazio. Chelsea cu Crystal Palace, Crystal Palace cu Lisabon cu Barcelona, câștig Barcelona. Real Sociedad cu Arsenal. Hai să jucăm, întâi să le facem picture-ul. Și hai să-i dăm drumul să jucăm cu Sevilla. Face. L-am făcut 100 aici. Dăm la fitness. Dăm Sevilla. Ok. Hai să jucăm cu Sevilla. Forța aici. Câștigăm noi. S-ar putea să câștigăm noi. Hai să câștigăm. Denis Alibek. Constantin Budescu. Vin. Forța Constantin Budescu. Faul făcut de Bogdan Stancu. Dar nu prea a fost fault. Enrico în poartă. S-ar putea să apere ceva. Claudiu Xeru, recuperează Claudiu Xeru. Ratează pasa. Mi-a plăcut ceva. Xeru.
Florin Gardoș recuperă. Denis Alibek pasă. Încearcă o pasă din un călcâi spre Bogdan Stancu. Șutează de aici. Rico e în poartă. Dacă era poartă goală, s-ar putea să mă nimeni să dea gol, știți? Constantin Budescu. Costa Rica. Mă gândeam la altceva. Rico în poartă. Bogdan Stancu. Denis Alibek. Bara a lui Denis Alibek. Și trimis-o peste poartă. Denis Alibek din nou. Denis Alibek. Șutează Denis Alibek. Marchează de acolo Denis Alibek. Forța Denis Alibek. Jucătorul nostru făcut în live-ul acesta să-l salvăm cele mai faine jucători, faine goluri. Hai să-i dăm cu încetinitorul. Și? A, da, am uitat. Denis Alibek marchează. Dar ești mic să înjuri. La 10 ani nu ai voie să înjuri. Denis Alibek. Imparabil pentru Rico. Forța Denis Alibek. Merită un like Denis Alibek. Intervenție bună a lui Bogdan Stancu. Reclamele astea, reclame. Aia cu Shelly și cu Vlad Munteanu. Reclame. Ca de obicei, pedeapsă. Denis Alibek. Șut la distanță lui Denis Alibek și nu marchează. Cum a marcat atunci. Mihai Pintilie. Bogdan Stancu. Enzo Zi. Vlad. Claudiu Chișeru. Mă dau cap toți pereți când au văzut acolo. Și eu o să-l fac pe gnoiere, dar o să-l fac român. Am luat un gol, că nu știu ce am făcut. 1 la 1 în aceste momente, Sevilla contra România. Iese revire. Normal, trăiască. Dar nu prea înjur eu. Nu așa de mult. Mai scap și eu una, dar nu des. Mai rar. Dacă aș înjura, nu sunt dependent de astea. Nu înjur ca toți care îi spun tot timpul să-mi bag aia, să-mi bag aia, să-mi bag aia. Tot timpul nici n-a terminat un cuvânt să oi să-mi bag pula, știi? Nu prea. Înjur. Bogdan Stancu.
primul meci, ba nu, al doilea meci, care nu marchează Bogdan Stancu, fiți atent, Alibek două goluri și Bogdan Stancu niciun gol. Să vedem dacă recuperă Vlad Chiricheș. Claudiu Xero șutează de aici. Peste poartă. Mă dați seama dacă se ducea pe poarta aia. Nu putea să facă nimic Rico. Imparabil pentru el. 2-1 în acest moment câștigăm. Cristiano Ronaldo și Messi le-a dat în același moment. Dar nu iau pe niciunul. Ieșim de aici. Dar la club să vedem cât a câștigat ei. Noi am câștigat 2-1. 3-1 Liverpool, cum v-am zis eu. Ne uităm. A bătut-o PSG pe Juventus. Fiți atenți aici. 2-0 i-a dat lui Juventus. Roma pe Valencia. 2-1. Nu credeam așa ceva. AS Monaco cu Manchester United. Era sigur. Tottenham câștigă cu Everton la penalti. 0-0. Am crezut că câștigă. Atletico Madrid. V-am zis că câștigă. 2-2. Milano cu Torino și câștigă Torino la penalti. Fiți atenți aici, pierde Milano la penalti. Atletico Bilbao cu Napoli. Atletico Bilbao câștigă. Nu credeam așa. Milano, iar cu Master City, pierde la penalti. Master City. 3 la 1, evident. Atletico Madrid pe cu Villarreal, Porto cu așa și noi jucăm cu Sociedad. Da, așa cred să pronunțe. Porto câștigă Benfica cu Lazio 2 și câștigă Benfica. O bate pe Lazio. Nu cred așa ceva. Chelsea 1-0 așa. 1-1 așa și câștigă Barcelona. Credeam că pierde Barcelona la penalti și câștigăm. Arsenal pierde în fața lui Leșin acum. Cum să pierdem în fața la aia? Și aici să vedem România. Denis Albek pe primul loc. Două goluri marcate. Așa te vreau, Denis Albek. Și acum să-l facem pe Claudiu Xeru. E 87 și dăm aici. Opt. Claudiu Cel, dăm viață. România are full stele. Fiți atenți aici. Am făcut în sfârșit full stele numai cu români. Bun așa, hai să jucăm. Aici jucăm până ce în ce ne jucăm cu Barcelona. Dacă e prea, stăm cam o oră, două, o oră jumate așa, stăm aici. Vedem cum pleacă portarul din poartă. Îl vede liberă poarta Bogdan Stancu. Fiți atenți aici și Bogdan șutează din prima, așa cred eu. Și hai România, nu? Câștigăm pe primul loc să-l trecem pe toate aici. Pasă bună lui Chișerul la Bogdan Stancu. Din prima! Ce bombă a lui Bogdan Stancu! Fiți atenți, bombă aici!
putem salvăm aici și ieșim. Bravo, așa te bravo Bogdan Stancu. Nu mai am marcat de mult Bogdan Stancu. Bogdan Stancu din nou, dacă intervenție încearcă șut spre poartă. E Fabianski în poartă. Portarul polonez e la echipa asta și cred că câștigăm cu 3 sau 4 la 0. Claudiu Cișeru. Vrea să șutez, dar a venit prea repede portarul și m-am încurcat aici. Bogdan sta. Bogdan sta. Peste poartă, bă. Unii joci fotbal în realitate sau pe joc? În realitate eu sunt portar de meserie. Altceva nu-mi place să joc decât portar. Da. Stați puțin că mă sună cineva și resping ca de obicei și intrăm din nou să jucăm. Bogdan Stancu, șutează Bogdan Stancu. Eu sunt portar, am 5 ani de când sunt portar și mă antrenez foarte mult ca să ajung portar și vreau să intru în liceu sportiv, să ajung jucător de fotbal. Portar. Să ajung fotbalist. Vreau să ajung la liceu sportiv din la la Botoșani și să joc fotbal. Adică portar, să apăr cât mai multe goluri. Să mă fac bun ca Floriniță. Eu am luat greu. Greu am luat goluri în meciuri, dar asta e mai ei câteva goluri, știți? Nu ești invincibil și nu e nici un gol. N-ai văzut? Floriniță e câte un gol. Iau și eu câte un gol, două, într-un meci și mă învăț minte și mă fac mai bun, mă antrenez. Și Ștefan Radu, Claudiu Cișeru, Denis Alibek. Viteza lui Denis Alibek, să vedem dacă poate marca Denis. De la 4 ani tu. Respinge. Stinge lumina, arată care pune mâna pe mine, simte chinarea. Hai să începem să jucăm și să zicem că nu mai ne deranjează. Hai
Apără Fabianski, două șuturi, unul al lui Claudiu Chișeru. Fabioschi, 1-0 în minutul 77. Denis Albek. Denis! Nu cred așa ceva. Apără Fabioschi, e în formă. E în formă Fabioschi. Marchează Budescu. Cu capul din core. Bravo, așa te vrea Budescu. Mi-a venit un somn. Denis Albek. Eu câți ani am? Mai am zis de multe ori, 15. Fabioschi în formă. Peste poartă. Bravo, ai 13 ani. Sunt mai mare cu tine. Full time. 2 la 0. Câștigăm cu 2 la 0. Să vedem. Crystal Palace. Nu cumva jucăm cu care pierde sau care câștigă. Ia să ne uităm noi că îi spargem în gură. Hai să încercăm aici. Noi am jucat 2-1 Sevilla. Da, 1-1. Așa și câștigă. Team rezultate din Zalbec. Așa și 2-0 Crystal Palace 1-1 aici. 3-0 Credeam că bătut-o Valencia pe Real Madrid că seamănă între ele. A bătut-o pe Lyon. Milano pe Everton. 1-1 mersele cu Stoke. Noi 2-0. Tec aici. Pe primul loc noi. Mistas aici. Cheșeru e pe primul loc. Constantin Budescu după Bogdan Stancu pe primul loc. 6 goluri marcate. Pușcaș cu 3 și Claudiu Cheșeru 2. E bun. Avem echipă decentă, să zicem. Am uitat să-l facem pe Claudiu Cheșeru chiar așa. Nu sunt bulangiți să fim, să ne uităm la ei și uităm să-l facem. Am dat din greșeală acolo. Hai să dăm aici. Nu pierdem nimic, doar îl facem mai vitez uman. Nu uitați să distribuiți acest live, să ne strângem cât mai mulți pe live, că mă cam plictisesc să fiu singur pe live, știi? Măcar 10 să ne strângem pe un live și 10 like-uri e suficient. Claudiu Cheșeru fuge. Zaha. Constantin Budescu. Claudiu Cheșeru. Fă-ți duș și revii. Greu de trecut de defensiva lor. Denis Albek. Să-mi bat pula în gura lui Denis Albek. Ratez de acolo. Fiți atenți. M-a făcut să mă enervez că ratez de acolo.
pun un copil 2 ani dacă nu marca de acolo. Apără portarul, măcar Chișerul tras spre poartă. Bogdan Stancu. Farfica lui Bogdan Stancu. Bogdan Stancu, hai să o salvăm farfica lui. Pentru prima dată o farfică a la Bogdan Stancu. Ia să ne uităm atent. Se vede iar pe așa ca lumea. Pe. Părul de la ce? Din cap? Farfica. O salvăm că e foarte faină farfica. Nu prea e în formă, Denis. Mă gândeam. Denis Alebec nu e în formă, nu știu ce are să-mi bap picioarele. Nici o pasă nu știe să dea. Chișeru. Nu merită nimic Denis Alebec să-mi bap picioarele. Încearcă ceva acolo cine? Bogdan Stancu și se cacă pe dânsul. Cu călcâiul pasă lui Claudiu Chiero. Ce apără portarul, ați văzut cum a sărit? Otea, uitați aici în formă portarul lor. Vă dați seama, de bea un gol am putut să marcăm și noi. Dacă putem din nou. Mă dau cap păreți, Vlad Chiricheș, la 10 metri deasupra porții. Aia are 2 metri înălțime poarta aia și el nu poate marca acolo 2 metri. Vrea să dea 10, el e Superman. Denis Alib, altul. Alexandru Maxim. Și vin aici cu sfârșit, una, două, trei. Zbore, trei. Nu știi că eu fac live? Bogdan Stancu. Dacă marca de acolo. Un șut bun al lui Bogdan Stancu de acolo. Să-mi bat picioarele. Unu zero, minutul 73. Să vedem dacă putem marca. Nu recuperează Mihai. Ok, stați, Ștefan Radu, Claudiu Xeru. Marchează Claudiu Xeru de acolo. Exterior foarte bun al lui Claudiu Xeru. Ce șut, hai să vedem dacă a fost.
la o depărtare foarte mare. Claudio Chiero marchează un șut foarte bun al său. Cu stângul, vă dați seama? Șut perfect al lui Claudiu Chișero. O salvăm normal. Claudiu Chișero, așa te vreau, în formă. Un șut de la distanță, nici n-a intrat un cercul ăla acolo. N-a intrat. Marchează. Claudiu Chișero, îl lăsăm. Din nou farfica lui Bogdan Stancu. Fiți atenți aici. Bogdan Stancu are două farfece până aici. Nici nu credeam că marchează. 3 la 0. Am recuperat. 3 la 0. Să fim pe primul loc. Cu Manchester United jucăm. Îl are pe Pogba. Zlatan Ibrahimovic, De Gea în poartă, Blind, John Bailey sau cum se cheamă, Valencia, Rashford, Matty, Mkhitaryan, Pogba, Juan Mata, Lukaku, foarte bun Lukaku ăsta. Hai să-l facem pe Chiar o să ne uităm cine a pierdut, cine a câștigat. Știți faza și avem o oră și 2 minute de când suntem pe live. 90 în aceste momente, Claudiu Chiero. 91. S-ar putea să ca pierdut. Am câștigat noi cu 3-0. 3-0, da. 4-0. Da, Milano Valencia a pierdut la Real Sociedad. Noi jucăm cu... Ne trebuia normal, normal să nu jucăm cu asta, jucăm cu alta. Hai să jucăm cu... Cred că ăsta o să fie ultimul meci. Și o să închid live-ul. Ok. De Gea. Foarte bun și De Gea ăsta. De Gea. Intervenție bună al De Gea. Știți care e faza? Că eu trebuie să fiu atent aici să văd dacă se vede bine. Am revenit. Ok că ai revenit. Denis Alibek. Vede Denis Alibek. Marchează și tu acum. E De Gea. Greșeala lui Constantin Budescu. Bogdan Stancu, șut perfect din prima. Așa te vreau, Bogdan, Bogdanule. Să marchezi cât mai mult. Juan Mata. Pornește pe contraatac. Mai avem 15%, dar închidem. Călcâi la Mkhitaryan, dar Mkhitaryan nu era aproape acolo. Mihai Pintili.
Rashford, Pintili, Mihai Pintili. Șutează de aici Denis Alibek. Dacă vă vine să crezi dacă marca Denis Alibek de aici, puțin mai avea, că De Gea nu era atent pe poartă. Sfârșitul primei reprize. Hai că suntem în formă. 1-0 în aceste momente. Am strâns odată 100 de like, de comentarii. De Gea, ca de obicei De Gea. Stați un pic să dau pauză și... Hai să începem să jucăm din nou. Facem un faul că trebuie acolo. Am luat galben, dar merităm. Dacă Pogba o bate cum trebuie, dai Floriniță în poartă. Așa. Acum avem 91 de comentarii. Cine? Bogdan Stancu, ca de obicei. Forța Bogdan Stancu are două goluri marcate. L-am învins de două ori pe De Gea. Cinci comentarii și facem 100. Acesta a fost și live-ul de astăzi. Nu uitați să dați un like. Și abonați-vă la canalul meu. Eu am fost Cătălin și ne vedem data viitoare. La aceeași oră. La 7 facem tot timpul live-ul. Să fiți prezenți. Nu uitați când facem live-ul să distribuiți acest live. Bun. Pa. Acesta a fost și...